Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru miercuri, 7 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de miercuri ce mesaje o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte frumos! Hai să începem în primul rând cu energia pe partea de dragoste. Aici avem șaptele de monede. O carte care vă îndeamnă să aveți răbdare, să nu insistați pe anumite teme, pentru că aici există riscul să exasperați cealaltă persoană și să sufocați partenerul sau partenera voastră cu prea multă atenție, cu prea multe insistențe. Pentru cei singuri, dacă discutați cu cineva, aici este foarte important astăzi să îi lăsați pe ceilalți, da? Să lăsați cealaltă persoană să ia puțin inițiativa, pentru că energia acestei cărți ne duce cu gândul la ideea că ar trebui să îi permiteți celelalte persoane să îi se facă dor de voi. Dacă toată ziua îi scrieți, o sunați, dacă agasați cealaltă persoană cu prea multe mesaje și prea multe insistențe, nu permiteți practic ca acest dor, această nevoie de a comunica cu voi să se nască în cealaltă persoană, pentru că toată ziua sufocați persoana respectivă cu prea multe mesaje și insistențe. Acordați-i puțin timp, lăsați persoana cealaltă să se canalizeze și pe viața sa, pe propriile sale nevoi, și atunci când o să simtă nevoia că vrea să comunice cu voi, când o să-i se facă dor de voi, o să vă caute. Stați liniștiți, pentru că aici cei al vostru o să fie pus deoparte pentru voi. Niciodată nu o să ajungă la o altă persoană. Dacă a fost scris să fie pentru voi, dacă a fost menit de divinitate să fie pentru voi, cu siguranță o să ajungă la voi. Aveți încredere aici în divinitate. Pentru cei care sunteți deja în cuplu, aici cu șaptele de monede ar fi important astăzi să vă canalizați atenția un pic în altă direcție, să nu cicăliți partenerul sau partenera, să nu insistați prea mult cu anumite lucruri. Dacă vreți să obțineți ceva de la cealaltă persoană, spuneți acest lucru odată și pe urmă nu mai insistați, renunțați. Când o să fie momentul potrivit, o să se întâmple lucrurile. E foarte important astăzi să nu cicăliți, să nu insistați prea mult. Să-i acordați spațiu partenerului sau partenerei voastre și cea mai simplă metodă să faceți lucrul acesta fără ca pe voi să vă macine pe interior este să vă canalizați eforturile în altă direcție. Cu siguranță aveți și voi niște țeluri, niște lucruri pe care vreți să le îndepliniți. Canalizați-vă astăzi toată atenția în acele lucruri, mai ales pe cariera voastră, pe jobul vostru, pe lucrurile materiale pe care vreți să le obțineți în această viață și acordați-i un timp de respiro partenerului sau partenerei voastre. Aici lucrurile cresc, ele se întâmplă în fundal și se întâmplă foarte frumos pentru voi. O să vină foarte multă abundență, foarte multă armonie. Lucruri pozitive vă așteaptă în viitor, dar trebuie să aveți răbdare și aici să învățați că atunci când vă doriți ceva, este important să înțelegeți că și lucrul respectiv, omul respectiv, relația respectivă are nevoie de suficient aer, de suficient oxigen, de suficient spațiu ca să respire, ca să se dezvolte și ca să crească împreună cu voi. Concluzia, ce a vostru e pus deoparte, aveți încredere în divinitate, aveți încredere în univers și nu sufocați situația. Nu luați tot oxigenul din cameră, nu luați toată lumina care trebuie să ajungă aici pe această plântuță ca să crească. Acordați-i timp, acordați-i spațiu, acordați-i oportunitatea să vă demonstreze că și persoana respectivă își dorește să fie alături de voi, își dorește să vă vadă fericiți, își dorește să crească ceva împreună cu voi. Pe partea de sănătate avem aici cavalerul de săbii. Foarte multă ambiție aici pe partea de sănătate, aveți niște țeluri foarte clare definite și vreți neapărat să obțineți ceva. Cu acest cavaler de săbii aici, mesajul este să vă ajustați puțin țelurile și așteptările,
pentru că exact așa cum a durat destul de mult timp ca starea voastră de sănătate să se deterioreze, la fel va dura la fel de mult timp, cel puțin la fel de mult timp, ca să reveniți la starea de sănătate optimă pe care vă doriți. Aici e important să conștientizați că schimbările nu o să vină de astăzi pe mâine, nu există nicio pastilă miraculoasă care dintr-o singură înghițitură să vă vindece, trebuie să depuneți efort constant, zi de zi, și chiar dacă acum aveți foarte multă energie și sunteți foarte motivați să implementați aceste schimbări de stil de viață în viața voastră de zi cu zi, e important să rețineți că va dura ceva timp și e important să vă dozați cumva entuziasmul, astfel încât peste o zi, două sau peste o săptămână să nu rămâneți fără entuziasm, să nu rămâneți fără benzină în rezervor și să nu mai aveți energie să mergeți mai departe. Cu acest cavaler de săbii vreau să atrag atenția pentru o mică categorie dintre voi, cei care vreți să obțineți niște rezultate cu orice preț, să aveți grijă de la cine luați sfaturi în legătură cu starea voastră de sănătate astăzi, aveți grijă ce tratamente sunteți dispuși să încercați asupra organismului vostru și dacă vă gândiți la niște tratamente sau terapii alternative sau la niște medicamente sau terapii care nu au fost încă testate, complet validate, sunt încă în etapa de testare, fiți foarte atenți aici și neapărat consultați sfatul medicului. Nu luați decizii pe cont propriu doar fiindcă ați citit un articol pe internet sau fiindcă ați auzit de la prieteni, de la rude, de o anumită dietă, de un anumit tratament. Aici nu e indicat să vă aplicați singur tratamente și terapii, pentru că riscați să vă faceți mai mult rău decât bine. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici Patrul de Bâte, o carte foarte frumoasă de fericire, de bucurie, de împlinire. Aici cu energia de ieri, cu roata norocului care a apărut ieri pe partea de afaceri, bani și carieră, s-au întâmplat niște lucruri frumoase în viața voastră și astăzi aveți motiv de sărbătoare, motiv de bucurie, de voie bună. Orice ați început ieri, se vede deja că va aduce mai multă prosperitate și mai multă stabilitate în viața voastră și lucrul ăsta oarecum vă oferă un calm, pentru că știți că pe partea aceasta financiară sunteți acoperiți, aveți ceva solid pe care vă puteți baza. Folosiți-vă de toată această stabilitate ca să vă propulsați mai departe, mai sus în cariera voastră, în afacerile voastre. Și dacă aveți ocazia să lucrați împreună cu un prieten sau cu un membru din familie, acceptați această colaborare pentru că o să fie una foarte fericită. Chiar dacă nu pare acum, chiar dacă aveți niște rețineri, aici văd că pe termen lung va fi alegerea corectă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă readuc aminte, dacă n-ați văzut încă analiza lunii aprilie pe fiecare zodie în parte, vă las aici în colțul din dreapta sus linkul către playlistul care conține toate aceste videouri, în care intru foarte detaliat atât pe fiecare zi a lunii, pe evenimentele astrologice care o să vină în luna aprilie și cum ne pot influența la mod general pe toată societatea, dar și la nivel individual fac horoscopul pentru fiecare zodie doar pe cele mai importante evenimente astrologice și la final, cu ajutorul cărților de tarot, a unor cărți oracol și astrozarurilor, scot mesaje suplimentare pe care nu le-am văzut neapărat prin prisma asta astrologică. Bun, și acum hai să vedem mesajul suplimentar de la cărțile oracol pentru această zi, este următorul. Le îngădui celorlalți să fie ei înșiși. Da, exact ce v-am spus aici cu șaptele de monede. Trebuie să le acordați oamenilor din jurul vostru spațiu să fie ei înșiși, să își exprime adevăratul lor sine unic. Și atunci ei vă vor mulțumi pentru că le acordați această încredere, pentru că le acordați acest spațiu și își vor dori ei mai mult să fie alături de voi. Nu trebuie voi tot timpul să fiți persoana care inițiază contactul, discursul,
conexiunea cu oamenii care vă sunt dragi. Nu încerc să-mi vindec prietenii, îmi fac munca mentală și mă vindec pe mine. Acesta e cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ceilalți. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Țineți minte de acest simbolism, de această interpretare și aplicați-l în viața voastră așa cum puteți voi mai bine, pentru că o să vă aducă clar doar lucruri frumoase, pozitive. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!